Bună ziua! Numele meu este Alexandru Ilie, sunt master în fizioterapie și cofondatorul primei platforme de fizioterapie online din România. După 12 ani de practică clinică și sute de pacienți tratați de hernia de disc cervicală, am ajuns la următoarea concluzie. 90% din cazurile de hernie de disc cervicală pot fi salvate de operație dacă încep practicarea kinetoterapiei. Din toate exercițiile ce le-am pus în practică și știu că te pot ajuta, am ales cele mai bune și sigure 7 exerciții ce le poți face și tu acasă. Așadar, dacă știi că ai hernie de disc cervicală, urmărește acest video până la final. Hernia de disc este un diagnostic care ne alarmează și ne face să ne gândim la ce este mai rău, operația. Hernia de disc cervicală se instalează când începe ușor uzura și ulterior deplasarea nucleului pulpos în afara spațiului de domiciliu. Acest fapt conduce la ruperea progresivă a inelului fibros, acea cămașă care ține în interior acel gel numit nucleu pulpos. Alunecarea discului comprimă o rădăcină a unui nerv spinal și de aici apar toate semnele clinice. Durerea locală și iradiantă, amorțeala și furnicăturile care apar pe braț, curentul de aer care trece prin mână și chiar scăderea forței musculare pe unul din brațe sau chiar bilateral. Cele mai afectate discuri cervicale sunt C5, C6 și C7, datorită faptului că la nivelul lor există o mai mare mobilitate a coloanei cervicale. Așadar, care sunt obiectivele ce le stabilim când avem hernie de disc cervicală? 1. Reducerea durerii. 2. Reducerea inflamației nervoase. 3. Creșterea amplitudinii de mișcare și normalizarea circulației locale. Și 4. Creșterea forței musculare. Toate aceste obiective le vom atinge cu următoarele 7 exerciții ce este nevoie să le faci atenție medie de 4 ori pe săptămână. Așadar, dacă vrei să stai departe de bisturiu, haide să începem! Primul exercițiu este chiar favoritul meu, este sertarul care ne ajută foarte mult practic să aducem o postură corectivă. Din păcate, mulți dintre noi avem capul și gâtul anteriorizat care, așa cum am arătat anterior, conduce foarte mult la instalarea herniei de disc. Așadar, haideți să corectăm această poziție. Cu două degete de control pe bărbie, vom derula capul spre înapoi și păstrăm această tensiune și postură corectivă pentru 5 secunde. 1, 2, 3. Mai arăt o dată, capul este în față, două degete pe bărbie de control și derulez capul și gâtul înapoi și caut să pun bărbia cât mai aproape, cât mai aproape, cât mai aproape de piept, respectiv de gât. Din acest prim exercițiu numit sertarul, îți recomand să realizezi două serii de câte 5 repetări, în care timpul de păstrare a posturii corective să fie de 5 secunde. Al doilea exercițiu este de fapt o combinație din primul și încă ceva. Vom face sertarul cu înclinarea laterală a capului. Asta înseamnă că ne vom duce deja acolo unde am învățat, într-o poziție corectivă și de aici păstrăm, fără să mai avem două degete pe bărbie, căutăm ușor să înclinăm în lateral. 1, 2. După cum vedeți, mobilitatea nu este foarte crescută, pentru că este o postură corectivă. Însă aceasta ajută foarte mult în cazul în care ai deja instalat o hernie de disc. Recomandarea mea este să faci o singură serie de 5 repetări pe dreapta, respectiv 5 repetări pe stânga. Următorul exercițiu are de fapt ca obiectiv să ne îmbunătățească și postura noastră, care, așa cum am înțeles, are un factor direct în declanșarea herniei de disc. Ei bine, pentru asta vreau să fii foarte atent, pentru că la început vreau să faci o mișcare simplă de apropiere a omoplaților de coloană, iar apoi să cauți să cobori acești omoplați cât de mult poți să coboare. Da? Mi-este destul de greu să vă arăt acest lucru, însă sunt sigur că mă înțelegeți. Deci, încă o dată, apropiem omoplatul de coloană, deschid bine de tot umerii și trag de omoplați spre în jos. Foarte bine, încă o dată, deschidem brațele. Am să vă mai arăt încă o dată din această poziție frontală. Deschidem brațele și apropii mult omoplatul de coloană și trag de omoplat cât pot de mult în jos, căutând să dăm și aerul afară.
Din acest exercițiu caut să fac o singură serie la început de 5 repetări, urmând, dacă mi-este prea ușor, să facem chiar două serii de 5 repetări. Pentru următorul exercițiu este important să fii în picioare. Bazinul vreau să fie fix, abdomenul va fi ușor încordat. Vei sta cu ambele palme în față, degetul mare ridicat. Vreau să îl fixez, să te uiți fix la degetul mare și să depărtezi brațul, urmărind cu capul permanent degetul mare. E bine, răsucirea aceasta a trunchiului o vei face cât poți de mult, să-ți arăt încă o dată, fără să răsucești foarte mult bazinul. De asta spuneam că bazinul vreau să rămână fix. Deci plec cu brațul și mă uit după braț cât pot, fără să răsucesc bazinul. Da? Nu răsucim bazinul. Așadar, o să facem pe fiecare parte câte 5 repetări, dreapta și, bineînțeles, 5 repetări stânga. Ca să-ți fie mai ușor de înțeles, când pleci spre partea dreaptă în rotație, o să vreau ca tot angrenajul muscular al piciorului să împingă spre interior. Plec spre dreapta, genunchiul împinge spre stânga și mă fixează în bazin. Plec spre stânga, urmăresc degetul mare și bazinul și genunchiul împinge spre interior, spre dreapta. Pentru următorul exercițiu este important să ai o minge. Eu am o minge cu țepi, însă poți să folosești și o minge de tenis dacă nu ai o minge cu țepi. Ce vom face cu ea? O vom lua și o vom poziționa fix la baza craniului, în zona suboccipitală și acum voi sta cu ambele mâini, o voi susține și voi căuta să mișc ușor capul, dreapta, respectiv stânga, lăsând ca țepii sau chiar mingea de tenis să își facă treaba. Voi face 10 răsuciri, 5 spre dreapta, 5 spre stânga. Este important să lași greutatea capului cât poți de mult spre suportul de sprijin, pentru că astfel activezi un sistem de inhibiție, poartă denumirea în partea de fizioterapie, prin care reflexul ulterior neurologic este de relaxare a acestei musculaturi, care este extrem de tensionată și care ne dă aceste disfuncții circulatorii ale vertebrei bazilare. Mult succes! Al șaselea exercițiu, pentru că suntem aproape la final, este un exercițiu data asta de stretching al unui mușchi care dă foarte mari bătăi de cap. E vorba de ridicătorul scapulei. E bine, este un mușchi care se prinde de pe marginea superioară a omoplatului până sus, aproape de baza craniului. E bine, pentru a-l izola, în primul rând, recomand dacă poți să-ți iei palma și să o pui ușor pe omoplat, iar apoi capul îl răsucești ușor în 45 de grade și de aici ca o să te duci mult spre înainte și în 45 de grade, deci în flexie cu rotație de 45 de grade. Și vei simți practic pe toată această zonă a spatelui pe care o arăt eu acum că se întinde ceva. E bine, este acest ridicător al scapului. Același lucru vom face și pe partea stângă. Blochez și izolez bine mușchiul, rotație în 45 de grade și mă duc cu capul în jos. Păstrez această poziție de tensiune 3 secunde, 2, 3. Și fac pe fiecare parte câte 3 repetări păstrate câte 3 secunde de stretching. Ultimul exercițiu are ca scop să stimuleze relaxarea profundă a lojei laterale cât și a fascicului superior al trapezului. Și atunci, pentru a izola din nou acești mușchi, este important să punem palma dreaptă sub noi, pe scaun, înclinăm capul ușor în partea stângă, în partea opusă și cu brațul stâng tragem ușor de cap și păstrăm această poziție pentru 3 secunde. Vom simți cum toată loja aceasta laterală se întinde foarte, foarte bine. 1, 2, 3, relaxăm. Vom face câte 3 repetări pe fiecare parte, câte 3 secunde și apoi vom schimba partea. Spețe pe stânga, pun la fel palma stângă sub fund, mă duc cu capul într-o parte și apoi cresc un pic gradul de stretching prin aplecarea capului și mâna rămâne fixată sub fund. 1, 2, 3, relaxăm. E important să începi să faci progresiv, să nu te forțezi, să nu începi să tragi foarte tare de cap, cât să simți că se întinde ceva în zona aceasta laterală și să păstrezi această poziție pentru 3 secunde. Acest exercițiu, cum am spus, va fi realizat într-o singură serie de 3 repetări, păstrând starea de tensiune la început 3 secunde, ulterior putând să o duci către 5.
Așadar, acestea au fost cele 7 exerciții pe care, dacă le vei introduce în rutina ta săptămânală, vei vedea rezultatele ce le aștepți. Pentru cei ce aveți întrebări, nu ezita să-mi lăsați un comentariu și vă promit că voi răspunde la fiecare mesaj. Iar dacă vrei să afli soluții la alte probleme cu care te confrunți cu încredere, lasă-mi un comentariu. Dacă ți-a plăcut acest video, poți să apeși pe butonul de like, iar dacă vrei să urmărești și alte videouri care te vor ajuta să-ți păstrezi sănătatea, abonează-te la acest canal. Eu sunt Alexandru Ilie și îți doresc o viață cu zero durere.